În epistola către Filimon, versetul 17, stă scris: Dacă mă socotește dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Încă din cele mai vechi timpuri există mărturii ale modurilor în care diferitele generații s-au raportat la realitate. Tinerii s-au simțit nedreptățiți și neînțeleși, în timp ce seniorii au perceput atitudinea junimii ca fiind lipsită de respect nu doar la nivelul interpersonal, ci și în ceea ce privește o lungă și validată orânduire socială și spirituală. Sursele de conflict se regăsesc predominant în stilul de viață, normele sociale, valorile culturale, regulile diferite izvorâte din aceleași principii religioase, metodele de comunicare nivelul de educație. Noile tehnologii și lupta pentru putere. Epistola lui Pavel către Filimon oferă soluții de reconciliere. Filimon, moșier, deținător de sclavi, lider influent al bisericii, nu reușește să creeze o atmosferă propice transmiterii valorilor creștine tânărului sclav pe nume Onisim. Din potrivă, discrepanța dintre ceea ce predica: și ceea ce era, la care se adaugă o înțelegere diferită a raporturilor sociale, declanșează în Onisim dorința de a fugi, ieșind astfel de sub influența lui Filimon. Lipsa de experiență a lui Onisim îl împiedică să înțeleagă repercusiunile faptelor sale. El își riscă viața, produce pagube materiale și văduvește biserica de prezența sa. Interesantă este soluția pe care o oferă Pavel. Îl ajută pe Onisim să înțeleagă că revolta și impulsivitatea sunt nocive și apoi îl trimite spășit la Filimon. Pe de altă parte, numică i-a fost mirarea lui Filimon când a citit recomandările lui Pavel. Cum să-l primească pe acest tânăr sclav neînsemnat care a produs atâta pagubă ca pe marele evanghelist Pavel, primește-l ca pe mine însumi. Era o somare prin care îi se cerea renunțarea la orgoliu, demonstrată prin eliberarea din sclavie a tânărului. Pentru ca această relație să funcționeze, era necesară acceptarea și practicarea empatiei din ambele direcții. Nu toate ideile creative ale tinerilor sunt valide așa cum și practicile care au funcționat în trecut pot fi îmbunătățite semnificativ dacă este exersată acceptarea și se renunță la orgolii. Roagă-L pe Iisus să-ți dea capacitatea de a înțelege și de a aprecia pe cei ce gândesc diferit de tine. Contactează o persoană care nu face parte din generația ta, poate cu o diferență de vârstă de plus sau minus 30 de ani și comunică-i aprecierea ta.